Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la buletinul de știri. Amenzi de până la 1200 lei pentru persoana fizică și până la 9000 de lei pentru persoana juridică în caz că vor da foc la frunze. Detalii la acest subiect aflați imediat. Cetățenii care vor arde frunzele și resturile vegetale vor fi sancționați. Locuitorii orașului Druchia cunosc că arderea resturilor vegetale și a frunzelor aduc daune considerabile mediului ambient, dar și sănătății umane. De ars nu e bine. În primul rând e fum și fumul ăsta e cu iod, cu toate treburile astea. Eu sunt alergic și nu pot suferi și la alții nu vreau să suferi. Chemăm transportul. Chemăm cu transport, plătim, încărcăm și le ducem. Vine tractorul. Se elimină niște gaze care sunt nocive pentru sănătate și nu e bine să le ardem. Este deja chiar o lege care interzice arderea frunzilor. Trebuie de strâns și de dus ca pe rigunoi. Eu le strâng și le duc la gunoi. Până nu le-am strâns, le să-mi putrizească. Nu trebuie de ars. În primul rând, și mirus nu e combinabil, atât sunt sănătoși. Și într-o doilea rând, mai bine pentru sor, că îi putrizesc și mânca încrășământ. Chiar dacă unii locuitori cunosc despre pericolul la care ne expunem noi înșiși prin arderea frunzelor, alții de parcă nu fac parte din aceeași localitate. Specialiștii atenționează că urmările pot fi grave pentru mediu, iar toxinele emanate în urma arderei sunt foarte periculoase. Suntem în plină toamnă și fiecare gospodar se străduie ca să facă curat în curtea sa și în așa mod adună mormane foarte mari de resturi vegetale, de frunze, ca să aibă un beneficiu oarecare, adică să nu le transporte, să nu aibă probleme cu ele, le incendiază. Prin aceasta aduce daune foarte mari mediului, dar nu în ultimul rând și oamenilor, afectând sănătatea. Acest fum din care este emanat în urma arderii frunzelor produce niște substanțe foarte toxice, cum ar fi benzapirenul, monoxidul de carbon, dioxidul de sulf, dioxine și alte substanțe foarte periculoase pentru sănătatea omului, intrând prin căile respiratorii, ajung în sânge, se depozitează în diferite organe și pot să produc chiar și boli canceroase. Acest fum toxic se depozitează pe sol, se depozitează în apă, în apele de la suprafața solului, în aer se emană aceste toxine care se depun pe plante, pe învelișul de iarbă și așa mai departe. Și pe multă perioadă ele pot să aibă un efect toxic pentru mediu și pentru oameni și pentru animale. Cei care nu vor respecta legea vor fi pedepsiți, spune Harlan Pierușca, șeful interimar al Inspecției Protecției Mediului. Conform codului contravențional 154, pentru persoane fizice de la 600 la 1200 de lei, iar pentru persoane juridice de la 6000 până la 9000 de lei. Dar mai este un articol, 115 alineatul 3, care prevede sancțiuni pentru cei care incendiază resturile vegetale în locuri deschise și acestea sunt puțin mai mari pentru persoane fizice de la 3.000 până la 4.500, iar pentru persoane juridice de la 9.000 până la 15.000. Arderea frunzelor și resturilor vegetale nu este permisă nici acasă, nici în zone deschise, precum câmpuri. Specialiștii recomandă depozitarea frunzelor pe ogoare în calitate de îngrășământ pentru sol. Victoria Conea, Ion Falca, TV Druchia. A fost implicat într-un accident rutier în urma căruia o femeie de 50 de ani a decedat, însă susține că este învinuit pe nedrept. Este vorba despre un tânăr din Hagimus, raionul Căușeni. Detalii la acest subiect aflați din reportajul următor.
Au consumat alcool, s-au urcat la volan și au tamponat o femeie din sat care mergea cu bicicleta pe marginea drumului. Sunt peripețiile a doi tineri din satul Hagi Musrai Unocăușeni, care după ce au produs accidentul rutier, s-au deplasat mai departe cu autoturismul și au lăsat femeia să moară într-un șanț de pe marginea drumului. Totul s-ar fi întâmplat anul trecut, la data de 20 decembrie, după ce cei doi cumnați s-au plimbat băuți la volan prin tot raionul, iar la final au tamponat mortal o vânzătoare a unui magazin din sat, care după muncă s-a pornit acasă. Cei doi ar fi fost reținuți de oamenii legii în acea seară, iar învinuit a fost doar unul. Bărbatul, căruia îi se incriminează acuzarea, povestește cu lux de amănunte cum s-ar fi întâmplat totul, afirmând că la volanul mașinii nu era el, ci proprietarul autoturismului, care nu a vrut să-i ofere volanul. Eu n-am fost, este, la urmă tot sunt amprienti, as ei toate chestiile astea. Unde la mine vine și domnul Butescu și îmi spune: Nicolae, dar cine este Petrov Victor? Deci chiar în cap nu vă dă ori, chiar vă face de rușine ori. Este așa e verișorul lui. A fiat el îmblă și a deschid de toate ușile. Îmblă, cumnatul ăsta n-al văd. Tatăl băiatului nu înțelege de ce învinuirea îi se aduce doar fiului lui, dar proprietarul mașinii lucrează bine mersi peste hotare și nici nu se prezintă la ședințele de judecată. Părerea mă aud că este un dosar cu interes pornit, că eu când am aflat că el nu era la mine între ea, e 100 cât trecut după incidentul ăsta și am întâmplat și îmi spune chiar că el e reținut. Dar eu 100 că nici familia lui, a ei nu știe că e reținut, nici eu. Nici nu a fost așa. Și eu m-am apropiat de domnul ăsta Sorocean, m-am aflat că m-am apropiat de avocat și ăla și mi-a spus: băi, și e greu, dar îți spun că data 23 și sudul lui primul în Căușani. Dacă te poți apropie, poate să-l vezi ceva, dar nu se poți. Și în timpul ăsta el mi-a comunicat: băi, Petrov, eu știu și el, fratul, ați vără bani și e greu, dar eu ți-am spus că du-te și dacă îți poți. Vecinii bărbatului sunt sceptici în privința corectitudinii acestui dosar. Da, tot știm că e arunc. Că lui e în sat aruncă, deci știu mulți că e aruncă, dar nu avem cum să-i facem, că noi nu-l putem dovedi pe dânsul, pentru că el a plecat, dacă eu fost în doi, îi trece și până la urmă amândoi, sau să răspundă. El s-a dat în căutare, el de mult trebuie să vie. Și el e martor. Și e martor. Și dacă e martor, de ce nu vine el să spui el nici nu vine. El cu zis că a ucis-o cu un câine, că a ucis-o un câine. Apo, chiar să spun drept, apo, așa și ies, că a lăsat-o în canal, chiar ca pe un câine. Măcar nu s-a oprit. Deși n-al cheamă, ci n-al cată să-l aducă, deși el e martor, dacă el a făcut, chiar dacă și amândoi jinoveți, amândoi trebuie să răspundă. Acum bărbatul învinuit trebuie să achite rudelor femeii decedate jumătate de milion de lei. Partea vătămatului a primit bani de la Petrov Andrei, și amuie ei din mine, că acum pe dosar cum este, ei cer univa, nu spun minciuni, ori 530.000, ori 560.000 de lei. Acest caz a zguduit tot satul. Oamenii afirmă că viața femeii este luată și, deși a trecut aproape un an, încă nu s-a făcut lumină pe acest dosar. Și nimeni nu cunoaște ce s-a întâmplat de fapt. Dreptate nu s-a făcut, dar ar trebui să fie o lege pentru aici care eu suflete omenești, că femeia se duce de la lucru și acasă nu a ajuns. Bărbatul, care nu este anchetat nici în calitate de suspect, dar care s-a aflat în acea seară în autoturism, nu a fost de găsit și asta pentru că este plecat peste hotare. Am încercat să discutăm și cu careva rude de ale acestuia, însă nu am reușit. Ședința de judecată pe acest caz este programată pentru data de 20 noiembrie. Care va fi rezultatul final, încă nu se știe. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Rămâneți și în continuare cu TV Drochia. Acesta a fost buletinul de știri care a fost accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere.